Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de azi este președintele de onoare al Partidului Democrat, domnul Dumitru Diacov. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și bine v-am găsit. Domn Diacov, mi-e tare îmi plac emisiunea cu dumneavoastră, pentru că mie mi-este foarte greu să vă prind în capcane și pe picior greșit. Așa că noi să ne străduim azi seara să facem o excepție și poate o să cădeți măcar într-o capcană. N-am nici împotrivă. Haideți să începem a discuta despre ceea ce urmează în viitorul foarte apropiat. Eu mă refer la referendumul de duminică, ce ține de demiterea domnului primar Dorin Chertoacă. Domnul Diacov, cum e să conduci țara fără Partidul Liberal? Cum să vă spun? Este o evoluție caracteristică pentru Republica Moldova, când se schimbă componențele guvernării. Mie personal nu-mi place lucrul ăsta, dar este o realitate pe care noi trebuie să o luăm ca atare. Nu, dar vouă, democrație, cum vă... Acum vă e mai ușor să guvernați? Nu. În coaliție, chiar dacă... Nu, eu înțeleg subtextul întrebării, dar... Este Partidul Popular European, este de orientare liberală, așa că nu avem probleme. De punct de vedere a presiunilor interne, de ordin ideologic, noi le avem cam aceleași. Pur și simplu, Leancă este mai liniștit, Ghimpu era mai emoțional. Okay. Dacă ne referim la guvernarea centrală. Păi da, la asta. Dacă ați vorbit de referendum, asta e altă poveste. Păi despre referendum. Da. Deci, cum votați dumneavoastră duminica asta? Am spus că nu mă interesează. Noi... Știu că asta a fost o decizie la partid. Da. Așa. Și asta e un fel de ordin, că PD-ul nu participă. Nu, eu presupun că mulți membri a PD-ului vor participa... Unii vor vota într-un fel, alții... Noi am spus că partid nu ne interesează această acțiune. Noi, unii am spus că boicotează, noi am spus fiecare om e liber să ia decizia proprie. Noi nu avem influență, noi n-am contribuit la atmosfera care a fost în primărie toți acești ani. Au existat alte partide, alte grupări, alte motive de bătălie. Drept că, ca spectatori așa de la o parte, sigur că neplăcut, să-i spunem așa, impresionați de atmosfera de oraș, de situație, de curățenie, lucru care l-a observat orice cetățean a Chișinăului. Dar chiar și așa, omenește, vă este milă de ce se întâmplă și o pățește de domnul Dorin Chertoacă? Omenește, da. Omenește este altceva. Și nu numai Dorin Chertoacă, eu așa puțin mai sentimental și sigur. Dar este ceea ce am spus în prima propoziție. Este o evoluție caracteristică pentru tot politicul moldovenesc. Mhm. Eu cândva am trăit, fiind președinte de partid, fiind la guvernare, am trăit foarte multe sentimente de care îl trăiesc politicienii mai activi decât mine în Republica Moldova. Și dacă vă aduceți aminte, dacă citiți ziarul Flux de pe atunci, vă aduceți aminte că în centrul atenției și din stânga și din dreapta și chiar din spate, propriilor adepți, am fost nenumărate ori și foarte neobiectiv și așa mai departe. N-am dat niciodată în judecată. Eu înțelegeam că asta este atmosfera în țara mea natală. Asta este calitatea politicului și așa mai departe. A existat o evoluție după aceea. Noi nu mai suntem... Mediul politic nu mai este acela care a fost acum 15 ani, 20 de ani în urmă. Mi-amintesc de perioada agrarienilor, când politica se făcea foarte, foarte deschis, foarte lejer, foarte cinstit, foarte... era altfel. Dar pentru că ați trecut prin toate astea, mă refer la atacuri, probleme,
Ce sfat să aveți pentru actualii politicieni care îndură ceea ce îndură, pe drept sau pe nedrept? Aș avea un sfat să nu piardă curajul, să nu-și piardă răbdarea, să încerce să demonstreze că ei sunt altfel, că ei au venit în politică pentru a realiza niște lucruri, niște idei. Ideile astea trebuie să fie cunoscute pentru oameni și oamenii, mai devreme sau mai târziu, dacă manifestă această răbdare, te vor aprecia. Eu presupun că mi-ați aduce și la o astfel de teme. În politicul moldovenesc, întotdeauna nu mi-a plăcut Gălceava, Zarva, încercarea de a intimida, de a măscări, să spunem așa, moldovenește. Și nu a fost pus în capul mesii ideile, proiectele, realizările concrete și așa mai departe. Eu am foarte multe. De exemplu, am avut o discuție cu viceministrul de externe, 2001, cred că, la București. Și aveam o dispută pe timpul încerea cu Frontul Popular. Și îi spuneam, domnule ministru, dar domnul respectiv a fost și câțiva ani ambasador în Republica Moldova, știa foarte bine realitățile. Și spun, uite, noi vrem să avem o cooperare deschisă, sinceră, activă, dar voi tot timpul cu roșca, 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 roșca. Nu. Cum să înțelegem? Doar în realitate, noi, Partidul Democrat de atunci, eu personal și colegii mei, am făcut cu mult mai multe lucruri pentru îmbunătățirea relațiilor bilaterale decât ăsta cu lozincile lui. Și ce a răspuns? Și dumneavoastră tot cu roșca. Și mi-a răspuns foarte sincer. Dumitru, noi înțelegem, sunteți băieți buni, ați făcut într-adevăr lucrurile astea formidabile. Și din punct de vedere legislației, și din punct de vedere a contactelor, și a cooperării între comisii și în Parlament, și mai departe. Dar voi trebuie să înțelegeți, roșca este purtătorul drapelului în Republica Moldova. De ce? Noi o să lucrăm cu roșca. Și acum când întreb, bun, dar unde e roșca vostru? Da. Vedeți? Adică, perioada aceea noi am trecut-o. Acum este o altfel de calitate, de relație, de abordare politică. Iată, e un alt fel de abordare politică. Partidul Democrat chiar nu are nicio treabă cu ceea ce se întâmplă cu Dorin Chirtoac. Începând de la arest până la suspendare și știrile de săptămâna trecută. Eu vă propun și în cazul cu Dorin Chirtoac și în alte cazuri, să mă întrebați ce este mai aproape de competența mea. Eu nu particip nici într-un fel. Nu sunt jurist, nu urmăresc. Eu presupun că sunt mai multe animozități acolo, dar eu cred că există și probleme, inclusiv probleme juridice în ceea ce s-a făcut ultimii ani. Ceea ce îmi doresc eu, ca și domnul Chirtoac și ceilalți demnitari, oameni cu funcții mai importante și mai puțin importante, să aibă parte din proces transparent, cinstit, fără influențări externe. Și asta. Dar noi pe cine să credem în cazul ăsta? Pe Mihai Ghimpu, care spune că voi, democrații, sunteți vinovați și o stați în spate la tot ce aici se întâmplă cu liberalii și cu domnul Chirtoac? Sau pe dumneavoastră? Eu nu știu, eu am spus cei ce cred și cei ce știu. Domnul Ghimpu, sigur că domnul Ghimpu, în afară de faptul că sunt rude, cu domnul Chirtoac sunt dintr-un partid, sunt două persoane importante a acestui partid. Deci, sigur că el are și el poate fi scuzat, fiindcă are și altfel de emoții și altfel de percepție. Și sigur poate și poate altfel înțelege lucrurile. Haideți să rămânem un pic la primărie. Silvia Radu, pe altcineva n-ați avut pe cine propune? Dar ce avem noi cu chestia asta? Poate ea este mulți de oamenii noștri o simpatizează. Eu personal, de exemplu, o cunosc de mulți ani de zile. Consider că doamna Radu este o femeie foarte activă. Este o femeie cu experiență.
a condus o întreprindere străină în Republica Moldova, una din companiile cele mai importante Republicii Moldova, care are, îmi pare că, 2000 de angajați. Și doamna Silvia Radu a fost director general pe parcursul a multor ani de zile. Spuneți, vă rog, ce experiență a avut Dorin Chetoac în treburile de gospodărie? Păi să fim serioși. De aceea, are un privilegiu, nu este membru a unui partid. Eu cred că colegii mei din guvern o vor sprijini-o, fiindcă este o doamnă, în primul rând, este un prim exemplu în primăria orașului Chișinău. Este o femeie care vine cu o anumită experiență internațională, cu un background destul de... dar și cu cunoștințe în domeniul de management internațional, fiindcă și Union Fenosa în Spania este una din cele mai importante companii. Nu bag mâna în foc, poate s-a primit, poate nu s-a primit. Dar astăzi este un exemplu destul de simpatic, să spunem așa, când îl privești de la distanță, o doamnă devine managerul principal, da, sigur că nu în urma alegerilor, da, într-o anumită conjunctură, da, dar nici primăria nu este oricare de revne din Republica Moldova, este capitala țării. Era imposibil de stat și de uitat când o să termine procesele, când o să termine nu știu ce, când o să împace Consiliul Municipal. Este chestia asta dramatică. 3-4 partide, nu există o majoritate și când și privești, lucrurile acolo se stopează, se blochează. Primăria municipiului Chișinău are nevoie de o participare activă a Consiliului și a executivului primăriei. Deci eu sper că Silvia Radu va fi un exemplu pentru foarte mulți, chiar pentru întregile partide din Republica Moldova, cum trebuie să te manifesti în fruntea unui executiv. Atunci, ca să ne fie, o să vedem. Dumneavoastră, conducerea Partidului Democrat în general, deci de la TV a aflat că ea este candidat? Eu am aflat de la TV, da. Eu n-am știut că ea o să apară la primărie. Măcar atunci când a fost candidat la funcție de președinte, ea a fost așa o voce poate puțin timid, dar foarte distinctă din punctul meu de vedere a campaniei electorale. Păcat este că la noi alegător nu are experiența aceasta de a discerne, de a alege. Ia uitați-vă, eu am spus nu știu la care post de televiziune, chiar atunci când prima dată a apărut pe arenă în calitate de candidat domnul Chirtoac, împreună cu dânsul au candidat domnul Braghiș, care a fost prim-ministru, a fost viceministru al economiei, a avut experiență managerială. Îmi pare că cine acolo? Mușuc. Îmi pare că mai multe persoane. Și uitați-vă, între domnul Braghiș și ceilalți, alegătorii l-au preferat pe Dorin Chirtoac, care e băiat simpatic, n-am nimic împotrivă din punct de vedere a manifestărilor politice, din punct de vedere a formulării unor declarații și așa mai departe. Dar din punct de vedere managerial, fiindcă primarul orașului Chișinău trebuie să fie, din punctul meu de vedere, mai puțin politician, dar mai mult gospodar, mai mult omul care poate pune la lucru pe sutele, pe miile de oameni care există în structurile de executive a primăriei. Și noi toți ne dorim să avem o capitală cu o înfățișare altfel. Deci este foarte mare păcat că anii ăștia au existat atâtea probleme în primărie. Nu neapărat a fost în toate cazurile vinovat Dorin Chirtoacă. Au fost și consiliile astea care au blocat în mare măsură activitatea. Au fost lucruri de alt gen, a fost antrenat în alt fel de politică, poate. Dar, până la urmă, realitatea asta este că
Că toată lumea, indiferent de culoare politică, a fost nemulțumită de treburile din Chișinău. Ca să pomeni despre domnul Brăghiș, ce face domnul Brăghiș care nu de mult a venit de la Moscova fiind ceva timp ambasador? Nu știu, l-am întâlnit cred că vreo două luni și ceva urmă. E puțin așa dezorientat, disperat. Nu știu dacă și-a găsit undeva modalitatea sau posibilitatea de a-și primi experiență și... Dacă să vorbim foarte simplu, deci voi cu președintele Dodon pur și simplu ați făcut schimb, da? L-ați retras pentru că Neguță e ambasador din partea socialiștilor. Da, vă percepeți foarte bine, da. Dar nu trebuie atunci când, aici. Atunci când a apărut numele noului ambasador, a fost clar de ce lucrurile astea s-au... Dar în schimbul la ce? Nu știu, n-am participat la discuții, nu pot. Eu consider că Dumitru Brăghiș era un ambasador bun, avea relații destul de bune la Moscova, putea să servească țara. Dar Șneguță este experimentat la a doilea mandat, cunoaște bine realitățile. De fapt, și domnul Brăghiș și domnul Neguță se cunosc și ei foarte bine. Nu vreau să-mi vinuiesc. Eu știu că Andrei Neguță n-a fost fericit să audă că, uite, se retrage domnul Brăghiș și este el numit în funcție. În orice caz, mi s-a părut cinstit această poziție. Bun. Haideți înapoi la liberali. Partidul Liberal cumva v-a dat de înțeles că vrea înapoi la guvernare? Eu cred că domnul Ghimpu, dacă nu mă greșesc, nu urmăresc cu lupa toate declarațiile lui, dar a spus că e bucuros în sfârșit să aibă posibilitatea să privească lucrurile altfel. Așa am înțeles că ar fi bucuros să se manifeste în calitate de opoziție. Dar, pe de altă parte, eu înțeleg și eu știu că toate partidele vor să fie la guvernare, fiindcă este mai ușor să te manifeste. Da, l-ați primit înapoi dacă ar solicita asta? Nu știu. Este... Guvernarea are suficiente voturi, există o coaliție. Deja, dacă domnul Ghimpu vine și spune că, uite, eu sunt gata, el poate prin vot să lucrul ăsta să demonstreze o dată, două ori și atunci spune că, uite, hai, cer partea mea de influență asupra executivului și mergem. N-am auzit până când astfel de ofertă. Dar apropo de părți din executiv, nu e cam egoist din partea Partidului Democrat să se dea Partidului Popular European doar un singur minister și ăla cu chiu cu vaia abia l-a zat, celălalt apărăi? Asta depinde de negocieri. Eu nu știu cum au negociat domnul Reancă cu colegii. Dar alte discuții de genul că urmează noi ministerii pentru Partidul domnului Reancă, nu? Pe de altă parte, din 16 ministeri, un singur post, o singură funcție de ministru, poate puțin. Acum avem mai puține funcții de ministri. Și cu 10 mandate și ceilalți cu 50, aproape 50 de mandate, eu știu. Dar repet încă o dată, nu numai funcțiile de ministru sunt funcții importante, sunt și secretari de stat, sunt și secretar general la guvernul. Da, acolo sunt concursuri, nu? Păi, concursuri, dar totdeauna sunt persoane care pot veni din anumit segment, să spunem așa, inclusiv și politic, da. Dar, apropo de ministerie, ce ați vrut să anunțați voi Democrații marți la conferința aia de presă ce ține de evaluările miniștrilor? Asta a fost o știre sau asta urmează să fie știri după ce veți da afară vreo doi miniștri? Eu știu, fiecare în mod diferit a înțeles lucrurile astea. Unii au înțeles-o că este o avertizare a ministrului ca să fie mai activ. Așa. Alții au înțeles-o că este o previziune a unor schimbări în guvern. Eu cred că toate elementele astea pot să fie valabile, fiindcă
fiindcă nu strică ca și miniștri să fie mai activ și mai... Nu strică deloc. Nu strică vieți. Și toată lumea înțelege că miniștrii nu sunt veșnici, adică pot fi și unele schimbări. Fiindcă toți noi, partidul dorește ca să aibă poziții active. Acum ministerile sunt destul de complicat de a fi dirijate, fiindcă practic jumate din aceste ministere, din nouă ministere, sunt comasate cu alte ministere și importanța lor în sfera economică sau învățământ sau cultură sau alte este foarte importantă. Și atunci dacă ministrul era mai mult așa un manager a unei ramuri, acum se cere că acest ministru să fie și să elaboreze politici pentru toate componentele și el trebuie să fie și responsabil pentru acest lucru. Haideți mai simplu. În curând urmează vreo demisie de la guvern sau nu? Eu cred că anunțul care a fost făcut, eu cred că o să fie într-un fel materializat. Dar depinde și de manifestația miniștrilor. Dacă ei se vor apuca de treabă și o să iasă fum de toate aceste ministerii și mai puțin motive o să fie ca să fie făcute aceste modificări. Ce seară minunată le-am dorit noi acum miniștrilor. Treaba lor mă rog, lumea înțelege, eu cred că și miniștrii înțeleg, și eu cred că unii miniștri înțeleg că situația lor personală s-a schimbat foarte mult, fiindcă una este un domeniu mai îngust de responsabilitate și alta este când îți asumi această povară. Și eu nu exclud că unii din ei poate singur vor veni și spune, domnilor, hai... Eu sunt gata să mă concentrez pe un segment mai concret și las locul pentru altcineva. Eu vreau să discutăm și despre Maia Sandu împreună cu Vladimir Plahotniuc. Ați văzut asta cu procuratura, despre inclusiv poza aia cu dumneavoastră, cu Vladimir Voronin, dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate după care noi o să revenim. Sunteți de acord? Publicitate, no? Doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn Diacov, zilele astea, ieri, da, la Parlament, la ședința comisiei care se cheamă acum, că e foarte lungă de numire. Da. Comisie, cultură, învățământ, așa, tineret, sport. Datorită votului dumneavoastră, proiectul ce ține de modificare articolul 13 din Constituție, de redenumire a limbii, din moldovenesc în română, a primit un verd ca să ajungă în Parlament fără mari dezbateri. Deși ca știri a fost breaking news și așa mai departe, dar noi știm foarte bine că toate comisiile pot să dai aviz negativ, oricum de ce depinde Parlamentul. Da. Știrea de bază care ne-a apărut nouă a fost reacția domnului președinte Voronin. Trimis un comunicat de presă întreg, unii v-au acuzat de trădări, erau acolo noțiuni gen... Da, așa. Da, despre dumneavoastră. Era tot buchetul de... Da, foarte dur mesaj. Epitete care l-a folosit Voronin pe Pacrosainilor. Da, deci foarte dur mesaj din partea președintelui Voronin. Replica dumneavoastră a fost sarcastică. Mai târziu seara ați pus-o pe Facebook o poză unde dumneavoastră și domnul Voronin sunteți în, cum se numesc ăștia, shorts, da? Chiloți, plajă în Statele Unite, dacă nu greșesc, da? Da. Ce-a fost asta de parcă doi mari tauri? Eu am vrut, fiindcă articolul de care dumneavoastră vorbiți, pentru prima dată în istoria relațiilor noastre, a fost semnat Vladimir Voronin, virgulă, comunist. Da. Da, m-a mirat această
inscripție patriotică a domnului Voronin, care și-a amintit că el e comunist, ceea ce în realitate nu prea este. Și eu mi-am amintit de această fotografie și am vrut inițial să plasez fotografia și să scriu sub dânsa că a comunistă golui. Pe urmă am hotărât să adaug și un puțin text, așa, fiindcă era obișnuitor să citesc ceea ce spune acolo Voronin. Nu m-a mirat nimic, fiindcă n-a fost nimic nou, a fost tot ce el repetă ani de zile. De acolo a trădat pe Lucinski. De când Voronin s-a îndrăgostit în Lucinski, toți anii ăștia el l-a făcut ou și oțet, toată perioada asta, mai ales când era președinte. Eu cu domnul Lucinski am fost în relații bune, sunt și astăzi în relații bune, întâlnim, discutăm, vorbim, n-am nicio problemă. A fost între noi o problemă politică. Și la această abordare politică pe domnul Lucinski l-a dus în mare măsură Voronin cu sistemul prezidențial de guvernare. Că hai, vină, că noi o să susținem și mai departe. Și domnul Voronin l-a măzit pe domnul Lucinski. Și în ultima secundă el s-a răzgândit și împreună cu Roșca, cu Matei, cu Snegur și cu noi a votat modificarea Constituției. Cine și pe cine l-a păcălit. Voronin foarte bine știe că eu am fost, și el aici amintește că eu am fost șeful stafului electoral la domnul Lucinski. Și Voronin foarte bine știe că domnul Lucinski după alegerea a doua zi, practic ne-a abandonat pe noi. Deci eu las la discreția lui Voronin și a celorlalt să decide cine pe cine în perioada aceea. M-am mirat că domnul Voronin știe acest lucru. El știe despre poziția mea referitor la limba română. Eu am pledat în 94 de la microfon în Constituție și am încercat să conving agrarienii de atunci să votăm în Constituție limba română, fiindcă asta este, din punct de vedere a perspectivii, unica posibilitate de a instala calmul în Republica Moldova. Moldovenii din Republica Moldova vorbesc limba română, așa cum austriecii vorbesc germana, așa cum toată Africa vorbește latina sau spaniola sau portugheza, așa cum America Latină sau invers, America Latină vorbește spaniola și portugheza, dar Africa vorbește franceza și engleza. Care e problema cu statalitatea în aceste țări? Deci este o problemă, limba moldovească și limba română este o problemă fundamentală a Republicii Moldova. Eu chiar mă bucur că domnul Voronin s-a revoltat, deși nu așteptam să revolt el. Eu mai mult așteptam socialiștii, fiindcă ei au înflorit acea știre cu votul de aur, știți? Eu n-am făcut decât să spun ceea ce am spus toți acești ani, sute de ori. Limba română este limba vorbită în Republica Moldova. Și lucrul ăsta noi trebuie să-l rezolvăm, fiindcă cei care vin cu limba moldovenească se erigează în patrioți, ei nu fac decât să împărțească această țară în două și să păstreze această baricadă în Republica Moldova. Și o fac conștient și o fac pentru voturi, nu o fac pentru fericirea poporului. Fiindcă eu chiar sunt bucuros că bătrânul Voronin s-a revoltat de chestia asta. Și nu mă supără deloc. Încă 2-3 șizofrenici poate să-mi fac observații. Că de ce m-ai votat? Eu aș prefera ca generația tânără să înțeleagă acest lucru, fiindcă noi n-avem încotro. Toți acei care s-au născut după 91 și învață limba română în școală, mâine pe mâine o să domine pe scena politică inclusiv, pe ăștia sunt ziua de mâine a Republicii Moldova. Dar cât noi o să mai împărțim țara în două? Și din punct de vedere a perspectivă, sigur că noi trebuie să terminăm această dezbatere. Dar sunt partide, a fost Voronin și după aceea au venit alții, moldovenească, și chestia asta o îmbracă în straie patriotice. Nu are nimic.
Nu are nimic chestia asta cu statalitatea. Noi, acceptând limba română, putem să ne concentrăm, inclusiv cu adepții de astăzi a limbii române, să ne concentrăm ca să ne unim toți împreună și să construim Republica Moldova. Dar ei ce fac? Nu, voi sunteți într-o tabără, ceilalți sunt în altă tabără, păstrăm această baricadă și noi nici de cum nu putem să ne unim. Și atunci problema limbii române o transferăm peste un an, peste 5, peste 10, peste 20 și mai departe. Și domnul Voronin propune ca noi să rămânem divizați pe această chestiune. Mie personal, mie indiferent. Îi spui tu limba moldovenească, îi spun eu limba română, îi spun celălalt moldovenească, n-am nicio problemă. Spuneți-i cum vreți. Învățați-o, vorbiți-o, stimați-o, dar hai să lăsăm asta la o parte și hai să ne ocupăm cu construcția statului Republica Moldova. Soarta la 3-4 milioane de moldoveni le-a dat-o ca să trăiască într-o țară și să fie stăpâni și să fie responsabil de acest pământ și de soarta acestor oameni. Ia uitați-vă, curzii, 120 de ani în luptă, mii au căzut în această luptă. 50 sau 60 de milioane de curzi ca să aibă statalitatea și până astăzi nu au. Nu ne-au cadonat-o. S-au strâns trei flăcăi acolo la unde? Bilovirska Pușă. Au semnat, au dizolvat Uniunea Sovietică, noi ne-am trezit stat independent. Bun, eu înțeleg, nimeni nu era pregătit să conducă acest stat. N-am avut experți, n-am avut specialiști, n-am avut specialiști în politică externă, în comerțul exterior, în organizarea industriei, economiei și mai departe. S-au făcut greșeli. Bun, hai să analizăm, hai să facem concluzii de aceste greșeli și hai să ne înțelegem să construim fericirea pe acest pământ. Nu o să vină nimeni, din experiența mea de mulți ani de zile, nu o să vină nimeni să muncească în locul nostru. Nici românii, nici americanii, nici rușii, nimeni. Ei au a lor probleme. Păi ca spuneți punct aceste probleme, de ce atunci voi cei din PD totul luați centrist și cu varză și cu barză sau cum expresia aia? Da. Deci Vladimir Placotin spune că e română și deputații PD să-și facă concluziile și votează cum vor. De și eu ieri la comisie am propus ca problema... Noi știm foarte bine, problema... dacă Vladimir Placotin spune că băieți, mâine se modifică articolul 13. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Mai ales în această chestiune. Să văd eu un deputat pe dis, să spun lui Vladimir Placotin, mai ales în această vrea. Chestiune. Problema e mai delicată. Ăștia care vin cu inițiativa de modificare a Constituției tot înțeleg că nu există 67 de voturi ca această modificare a Constituției să fie votată. Cu siguranță. Uh-huh. Înțeleg foarte bine. Ei au lansat această inițiativă cu ideea că hai să-i vedem, hai să-i punem la încercare. Ăștia cu moldovenească tot încearcă să-și consolideze pozițiile, prin urmare și alegătorii, și vin cu fel de etichetări, cu proteste și mai departe. Și iată, avem două tabere care până la urmă, eu am spus, bun băi, tu vorbești moldovenească, ăsta vorbești română, care e problema? Hai să lăsăm chestia asta la o parte. Când o să avem un parlament votat de toată populația, care în programul său de activitate spune chestia asta și este votat pentru lucrul ăsta, atunci se va rezolva. Deci subiectul ăsta este inutil? El acum, articolul nu se modifică în actuala legislatură a Parlamentului? Eu nu știu, noi n-am avut discuții în fracțiune, nu s-a pus problema când votăm, nu votează, uh-huh. fiindcă proiectul de lege vine în plen peste 6 luni de zile. Nu este. Acum s-au donat avizele. Comisiile își spun poziția. Și la noi s-a votat practic 4-4. Iunie viitor? Da, undeva mai iunie, da. Și atunci, în ajun, de ce trebuie să ne certăm în chestia asta? Fiecare urmărește, fiecare își face concluziile sale, dar este o problemă prea delicată, prea sensibilă ca noi acum să încercăm să pe toți să-i punem într-un rând. De aceea, lucrurile erau foarte clare și pentru domnul Voron erau foarte clare.
Dar comunistul Voronin, care și-a adus aminte că el face parte din Partidul Comunist și a venit cu atâta înverșunare și cu atâta fraziologie de asta, de-a lui specifică, să-i spunem așa, pur și simplu m-a mirat. Da. Și este necinstit, și este nesincer. Și, până la urmă, eu știu... Și deci dumneavoastră insistați că dacă Vladimir Plahotniuc spune băieți, noi votăm modificarea, noi toți 42, se vor găsi câțiva care au spus că nu? Nu, s-au găsit câțiva care au spus că nu. Deja au spus că nu, dar au spus-o nu într-un cadru oficial, nu într-un cadru de discuție, fiindcă noi n-am introdus chestia asta, noi avem de rezolvat foarte multe probleme, chiar acum avem o ordine de zi încărcată și prea responsabilă perioadă. De acum nevoie noi acum să aducem în discuție chestia asta. O să vedem cum se vor manifesta în comisii colegii noștri, care va fi pozițiile noastre. Noi am avut colegi și la comisia în care eu fac parte, colegi de fracțiune care au spus foarte clar că nu vor sprijini. Nu, am înregistrat această poziție, dar n-am intrat în discuții. De cu nevoie acum să anticipăm lucrurile. Dar credeți că socialiștii ar putea face revolt în țară dacă schimbă articolul 13? Sau vă temeți pur și simplu că e an electoral și un an electoral cu așa mișcări mai bine stai? Nu, sigur că chestia asta este în foarte mare măsură electorală. Nu ne-a încurcat nimeni până acum să trăim, să fiecare să-și spună așa limba cum o denumește, așa să o denumească. Nimeni n-a încurcat ca în școli, în instituții de învățământ să fie studiată limba română. Nimeni nu ne-a încurcat. Dar dacă să vorbim din punct de vedere a perspectivei, din punct de vedere a necesității de a consolida această societate, sigur că noi trebuie să rezolvăm într-un fel. Haideți să încheiem atunci cu poza aia. Tu unde a fost făcută poza aia cu Vladimir Voronin? În Atlantic City, în America. Anul 2000? În anul 2000. Dar ce faceți voi acolo pe plajă? Pentru că eu știu că deputații de obicei se duc în delegații. Noi am fost în delegație. Eu, în calitate de președinte a Parlamentului, am fost invitat la summit-ul mileniului la ONU. Și eu am avut o înțelegere cu americanii să efectuăm o vizită la Departamentul de Stat, în Statele Unite. Și atunci am compus această delegație din reprezentanțe mai multor fracțiuni parlamentare. Dacă vă amintiți, în 2000 a fost perioada deja după votarea Constituției. În Parlament, practic, nu exista o majoritate parlamentară. Domnul Voronin a vrut foarte mult să meargă în America, să aibă posibilitatea să-și spună viziunile sale asupra viitorului Republicii Moldova. Apropo, în America el a fost foarte, foarte pro-american, să-i spunem așa. Și de la New York, la propunerea ambasadorului nostru, am tras o fugă, să spunem așa, în Atlantic City, un oraș foarte specific, american, pe malul oceanului. Și de acolo a fost făcută această poză. Și mai aveți poze din asta? Asta este altă chestie. Deci asta era poza anul 2000, da? Anul 2000. Președintele Parlamentului și viitorul președinte al Republicii Moldova. Fotografia a fost făcută, deși eu am scris în septembrie, a fost făcută la 30 august. Acolo se vede foarte clar când a fost făcută. Am înțeles și cu subiectul ăsta, și cu limba, și cu fotografia. Nu, cu limba, dacă ați înțeles și împărtășiți această chestiune, eu cred că noi putem să mai continuăm, dar este, clar este că... o problemă fundamentală care privește stabilitatea Republicii Moldova, care privește posibilitatea de a consolida toate părțile, să spunem așa, fiindcă noi suntem divizați nu în campanie electorală, noi suntem divizați 25 de ani. Da. Și divizarea aceasta este artificială și este pe teme de astea sensibile și exploatată de partidele radicale. Dar PD-ul, dacă merge la asta, până la parlamentare, politic vorbind, ar putea lua din electoratul Maia Sandu și Andrei Năstase? Nu
cred că noi trebuie să privim în felul ăsta. La noi tot așa se privește. Bun, se fac unele socoteli, dar înțelegi, eu consider că noi astăzi nu trebuie să atingem această chestiune. Nu trebuie să venim în Parlament. Fiindcă extremele radicale o să o explodeze, o să leșine unii acolo la microfoane, artificial, sigur că. Și o să o facă pe mare patrioți și așa mai departe. Dar noi înțelegem că problema asta ține de voința politică a populației. Populația trebuie să te trimite pe tine în Parlament ca tu să rezolvi această chestiune. Eu, de exemplu, atunci în 94 eram vicepreședinte a Parlamentului, când am... Nu. Eram președinte Comisiei Politică Externă. Și am mers, după votarea Constituției, am mers peste câteva săptămâni la București. Uh-huh. Am fost pus în situație să răspund la această întrebare la toate întâlnirile la București. Ei au foarte bolnăvicios au primit această noutate. Și le spuneam, domnilor, eu personal am încercat să-i conving pe colegi. I-am spus că din punct de vedere a perspectivei este foarte important noi aici să cedem, să-i spunem așa, și să ne consolidăm în altă parte și să eliminăm o problemă care ne ține divizați 25 de ani. N-au înțeles-o colegii agrarieni. Cu ce sunt vinovat eu, cu ce sunt vinovați chiar ei? Fiindcă ei au spus atunci în campanie electorală foarte clar că ei pledează pentru limba moldovenească. Înțelegeți? De ce? O să treacă timpul și încet și ușor. Nu se rezolvă. Unele lucruri nu se rezolvă așa de repede cum cineva dorește. Iată, foarte repede s-a rezolvat demersul Partidului Acțiune și Solidaritatea doamnei Maia Sandu împotriva domnului Vladimir Plahotniuc de a iniția dosar urmăriri penală pentru faptul uzurpării puterii. Chiar mă duceți în dezbatere de asta. Eu nu sunt analist politic. Eu nu vreau să fac analiza oponenților, concurenților electorali. Să fie sănătoși, să manifeste, să vorbească. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Noi avem, în reiestru avem cât că vreo 40 de partide, dar vreo 3, 4, 5 partide o să încerce să se manifeste, să se manifeste în așa fel ca să fie observați de alegători și să acceadă în Parlament. Este o chestie naturală, este o chestie normală. Pentru asta își creează partidele politice. Acum, ca să fie un partid extraparlamentar auzit, trebuie să lovești în guvernare. Nu ai alte soluții. Cât mai tare, cât mai dur, cât mai consistent și așa mai departe, atunci devii puțin vizibil. Sau mai mult vizibil. Și de chestia asta se conduc partidele. Și în America, și în Europa, și în Republica Moldova. Numai că în Republica Moldova se face cu specificul nostru moldovenesc. Dar nu e ciudat că platforma da, PASO, partidul nostru, liberali, socialiștii, da toți, da. Ei toți vorbesc pe Vladimir Plahotniuc și pe el îl acuză de tot. Păi, și toți ăștia să jură pe mamă că nu o să facă păi, alianță. Înainte era Deacov președintele partidului și toți săream în capul meu. Ca să demoleze un partid, la noi și construcția partidelor este altfel. Înțelegeți? Ca să demoleze un partid în Germania, trebuie să bați trebuie să vii cu argumente să convingi populația. Mm-hmm. La noi trebuie să bați în lider. În lider, în punctul vulnerabil. Eu, de exemplu, nu, poate nu-mi place, dar e sfânt în comparație cu foarte mulți oameni care s-au perindat. Dar ce folos? Am fost în centrul luptei politice o perioadă de timp, au bătut cu nimiluita. Eu n-am avut posibilitatea să răspund, n-am avut potențial, n-am avut bani, televiziuni, chestii și să mai departe, neamuri acolo. Și asta a pus partidul într-o situație de a pierde baluri. Eu m-am retras, l-am invitat pe domnul Lupu, au bătut în Lupu, acum au venit Plahotniuc, bat în Plahotniuc. Sigur că da. Eu nu sunt avocatul lui, eu cred că el o să clarifice cu toate chestiile astea, o să aibă specialiști.
și chiar nu doresc să intru în fel de fel de nuanțe de unde este nevoie de specialiști, de avocați, de procurori, de acolo este interes. Azi un comunicat de presă al vostru, Democrație, spunea în replică Maia Sandu că ea ar trebui să vorbească despre uzurpare când era reprezentant în frunte cu Partidul Liberal Democrat. Când vama, fiscul, terorizau business-ul și cetățenii. Așa de prost trăia Moldova când erau și Liberal Democrație la putere, domnule Deca? În goana asta, în bulmașala asta, sigur că sună și fel de fel de lucruri care nu întotdeauna la auz sunt foarte, foarte plăcute. Eu nu vreau să intru în aceste analize. Partidul Liberal Democrat a fost colegul nostru de guvernare. Cu păcatele sale, cu neajunsurile sale și cu plusurile sale și în parte cu mulți oameni care astăzi suntem împreună la guvernare. Maia Sandu are păcatele ei, are și lucruri bune care le-a realizat. Ce păcate are doamna Maia Sandu și noi nu știm? Ce păcate are Maia Sandu și noi nu știm? Nu, dar de eu cine? Plus, plecătorii să clarifice. Noi astăzi votat-o la prezidențiale pe doamna Maia Sandu? Eu, în primul tur, l-am votat pe domnul Leancă și, într-o doi, pe doamna Sandu. Și doamna Sandu a fost un președinte mai bun decât Dodon? Nu vreau să într-o competiție asta. Ea este epuizată această competiție. Ea ar fi fost un președinte care este mai aproape de viziunea noastră în ceea ce privește cursul politic al Republicii Moldova. Cu siguranță. Și eu cred că Maia Sandu, președinte ales, era altfel de actor, să-i spunem așa. Eu mă gândesc că Maia Sandu cred că încerca să găsească limba comună cu guvernarea. Ceea ce nu face domnul Dodon. Eu mă mir foarte mult. Deci el nu încearcă să stabilească un dialog cu guvernarea, să caute posibilitatea de a coopera cu guvernul, care nu este politizat, să spunem așa, sau nu. Parlamentul este mai mult politic și implicat în discuții și în discursuri politice. Guvernul este executiv. Domnul Dodon, dacă merge într-o deplasare într-o țară importantă, era bine să meargă cu cineva din membrii executivului, să discute problemele Republicii Moldova, chiar și în Federația Rusă, în ceea ce privește exportul, în ceea ce privește alte decizii economice și așa mai departe. Dar asta pare dintr-o parte chiar cel puțin amuzant. Când șeful statului se duce într-o deplasare fără miniștri, fără măcar unul. Se duce cu consilierii de partid sau cu activiștii de partid. Dar voi de ce nu faceți primul pas dacă într-adevăr nu colaborați așa cum zic unii? Bun, eu nu cred că cineva poate să-i cu deasila să-i propună președintelui să meargă și mai ales într-un an electoral. Este păcat. Noi timpul ăsta, din punct de vedere, să spunem așa, a împăcării țării și așa mai departe, noi îl pierdem. Și era bine că măcar să facem concluzie. Bun. A fost cum a fost anul ăsta. O să mai fie vreo jumate de an așa. Dar să facem concluzii, să înțelegem că așa nu se poate. Președintele are un rol de mediator. S-a vorbit sute de ore la toate posturile de televiziune. Și ce folos? Și președintele, candidatul Dodon și ceilalți candidați, atunci când au candidat la funcție de președinte, înțelegeau la ce funcții pretind și care sunt împuternicirile. Noi chestia asta cu împuternicirile deja devine un banc. Pe timpul lui Snegur a fost o discuție foarte activă că nu mi-ajung împuternicire. Domnul Cestil critica pe domnul Snegur că nu e vinovată Constituția, e vinovat omul care nu are capacitatea să mobilizeze. Și după aceea domnul Cestil a venit peste jumătate de an cu regim prezidențial. Acum domnul Don a intrat în funcție peste o săptămână, deja a înțeles că nu e. Păi stai, domnule, ai dat jurământul pe Constituție, unde e scris foarte clar
cu ce trebuie să te ocupi în, în această funcție. Deci este nevoie de o, de o altfel de abordare. Modificarea Constituției, modificarea Constituției la capitolul împuternicire pentru președinte este, este un vis. El nu poate fi realizat astăzi. Deci hai să ne așezăm și hai să lucrăm. Ai împuterniciri, ai multe posibilități, Constituția oferă practic cu mici excepții toate cele împuterniciri care au fost pe timpul, pe timpul lui Sneagur și Lucinski. Au rămas aceleși împuterniciri. Așezați-vă la masă, discutați, întâlniți-vă. Noi, noi pe timpuri ne întâlneam cu domnul Lucinski în fiecare luni, prim-ministru, președintele, președintele Parlamentului. Discutam după ce fiecare pleca la instituția lui și încerca să realizăm ceea ce s-a convenit. Așa trebuie să funcționeze un stat. Câte țări avem noi unde președintele are un rol aproape decorativ? Auziți ceva că acolo se mănâncă, se lupte și fiecare jumătate de an cer modificarea Constituției să avem mai multe împuterniciri? Iată, din cauza acestor lupte dintre președinție și guvern, s-a ajuns la decizia Curții Constituționale cu suspendarea temporară a atribuțiilor președinte. Nu, iată. Dumneavoastră, câtă experiență aveți, eu nu știu cine are, câte țări ați mai văzut așa ceva? Eu am avut o discuție cu domnul Dodon și am propus, domnul președinte, promulgă decizia cu privire la la instalarea ministrului. Fiindcă această poziție intransigentă o să ducă la crearea unui precedent. Unui precedent neplăcut. Și pentru Mătale, și pentru noi. Eu nu cred că Candu a fost foarte fericit în acea zi, uite că 15 minute a fost președinte, a îndeplinit funcția de președinte. Nu cred. Și eu nu cred că și domnul Dodon s-a simțit foarte bine. Atunci, de cui nevoie încăpățânarea asta? Și, bun, eu nu sunt de acord. Eu nu sunt de acord de ce. Dar fiindcă a insistat, guvernul a fost creat de actuala coaliție, de ce președintele trebuie să-i implice în nominalizarea unui ministru? Este responsabilitatea guvernului. Este responsabilitatea acelora care l-au numit. Sau îl propun să fie numit acest om. Gata! Și după asta mergem și lucrăm și ne căutăm de treabă. Domn Iacu, da. De exemplu de genul ăsta în lume ați mai văzut vreodată? Bun, eu nu cu trei ori lumea și... Eu cred că e un exemplu cam răruț, să-i spunem așa. Fiindcă, să-i spunem așa, pe parcursul acestor 15 minute, în Republica Moldova au existat doi președinți. Președintele Viu, sănătos, tun, stătea în birou și dar la situația aceasta a dus această încăpățânare și necesitatea de a duce la capăt procesul de numire a unui ministru. Noi suntem responsabili de situația din țară, de stabilitatea țării, de funcționarea guvernului. Sigur că guvernul trebuia să caute posibilitatea de a instala acest ministru. Dacă această încăpățânare... Iată, s-a găsit această soluție foarte specifică, poate unică, nu știu, e unică, nu e unică, dar nu este un lucru foarte de care noi putem să ne lăudăm. Dacă această încăpățânare a președintelui Dodon, cum spuneți dumneavoastră, va continua, există șansă a iniția procedura de impeachment? Ori, prin această decizie a curții, s-a dat voie? Nu știu, noi în situația de felul ăsta și dacă ei vor continua și va exista o evoluție așa... Noi putem să ne așteptăm la orice. Eu nici nu pot să bag mâna în foc acum. Dacă mă întrebați pe mine personal, care este părerea mea, eu aș spune că nu este de dorit ca noi să ajungem la impeachment. Eu personal aș pleda împotrivă. Fiindcă asta duce la o tensionare excesivă a situației din țară. Uh-huh. Asta duce la
divizarea societății, asta duce la o încordare excesivă, asta duce la foarte multe speculații, unul se prezintă jertfă, altul nu știu ce. Eu cred că noi trebuie să evităm chestia asta. Sper să înțeleagă și Dodonul, sper și noi să fim mai înțelegători. Știrile care vin de la București le-ați văzut? Despre domnul Candu, despre domnul Plahotniuc? N-am urmărit. Am fost toată ziua în ședință, nu știu ce fel de știri. Bucureștiul are atâtea știri. Bă, eu mă refer la... Bun, haideți altfel. Da. Ultimile emisiuni de la Jurnal TV v-ați uitat? Nu. Nu? Nu. Spuneau despre faptul că figurează într-un dosar șeful meu de partid. Nu, asta ceva am văzut, da. Candu. Bun, dar nimeni n-a negat acest lucru. Este un dosar deschis pe fapt. Da. Este obligat procuratura respectivă să reacționeze, să verifice. Nicio problemă. Nimeni din Partidul Democrat nu s-a revoltat și nu a negat acest lucru. Uh-huh. Și trebuie să fim liniștiți, să așteptăm rezultatul final acestei examinări. Care e problema? Să vă imaginați ce o să fie în anul? Fiindcă dacă între bravii noștri soldați politici cu expertize și cu... Dar soldații ăștia, majoritatea, sunt concurenți și sunt oponenți, sigur că chestia asta se transformă într-un Doamne ferește. Mm-hmm. Dar eu cred că nu are nevoie aici domnul Plahotniuc de avocați din rândul partidului. Noi am spus că o să așteptăm foarte, foarte liniștit examinarea acestei situații, uh-huh, și vom vedea. Mi-a să vă imaginați ce o să fie în 2018, dacă noi suntem așa ceva în 2017? Eu sunt deprins cu avalanșa asta de dezbateri, cum se spune rusește, ocolopolitice. Înțelegeți? Când lăsăm baltă problemele reale a populației, a țării, și în loc să venim cu formule foarte clare care să fie opțiunea alegătorilor, ce mai ușor să hrănești populația? Fel de fel de istorie de tipul ăsta. Eu mă întristez că uite, acest gen de politică, de a face politică, Republica Moldova nu că se duce așa la periferie, dar el se îngroașă și se îngroașă și se îngroașă. Eu cred că noi trebuie să venim cu oferte politice pentru cetățeni. Iată oferte politică pentru cetățeni? De economie, de creștere economică, de locuri de muncă, de foarte multe lucruri care are nevoie această țară. Da, eu înțeleg și lucruri de genul ăsta o să existe, dar ele nu trebuie să domine. Dar la noi numai despre asta se vorbește. Pomeniți despre București. Dumneavoastră îl excludeți în ecuația următoarei coaliții pe Traian Băsescu sau Partidul Unității Naționale, domnul Șolar? Eu nu exclud nimic. Eu sunt om real, realist. Eu atât am văzut în viața noastră politică că, mă rog, dar această persoană care a pus pe brânci practic politica la București, ceea ce astăzi este la București, asta în mare măsură este meritul și contribuția domnului Băsescu. El i-a pus cap în cap pe mulți ani de zile pe toate forțele politice, că nu se pot clarifica și astăzi. Și el după ce a rezolvat tot acolo a rămas cu 2% de opțiuni electorale, el a trecut prutul și vinde iluzia, așa cum a spus-o el. Eu cred că moldovenii singuri se vor descurca. Și eu cred că factorul Băsescu contribuie la aducerea în Parlament a unui partid politic. Și după asta Băsescu se întoarce, se duce la pe malurile... Constanța? Nu, la București. Se duce la București și caută de treabă. Și noi rămânem, tot rămânem noi cu noi aici să ne clarificăm. Cum se numește asta?
Eu mă uit așa cum ziariștii noștri mai înuleașă, toți aleargă după Băsescu, el abia reușește de la televiziune la televiziune, nici nu dorește să schimbe. Înțelegi? Asta este salvarea Republicii Moldova? Nu, el a spus că șansa Republicii Moldova să avanseze este unirea ei cu România. Da, da. Și gata, da? Dar este România doritoare să suporte cheltuielile? Dar este România gata să preia conglomeratul ăsta moldovenesc, care nu este pe placul bucureștenilor? Cu bulgari, cu moldoveni, cu găgăuzi, pe care ei au numit Homo Sovieticus, așa-mi pare că, da? Și este gata? Nu este gata. Eu am vorbit cu toți politicienii de la București. Niciodată ei nu au ridicat. Ei, invers, spun că noi avem nevoie de un bufer. Republica Moldova trebuie să fie un filtru între lumea estică și Uniunea Europeană. România are nevoie de o Moldovă stabilă, de o Moldovă suficientă, care este capabilă să se autoguverneze. Uh-huh. De asta are nevoie București precis. Ia uitați-vă Catalania, ce ecouri în Europa. Cine din Europa va sprijini ideea lui Băsescu? Nimeni. Nimeni. Deci e asta vânzare de iluzii. Acum în ajun de alegeri. După asta s-a terminat. El n-are ce face la București? De asta e Eu cred că el n-are ce face la București. Eu cred că el... El e artist așa, în mare măsură. Și, cum îi spunea la București, președinte jucător. Acolo nu mai are unde juca, nu mai are cu cine juca. Nimic cu dânsul nu se joacă. În Moldova, el a venit și într-o zi a trecut pe la vreo 7 televiziuni. Și toți îl poartă în brațe, și toți îl popă și îi spun că ăsta e. Și el a crezut că este un mesia pentru Moldova. Mă rog, este ciudată chestia asta. Eu nu cred că, dacă am vorbit puțin mai înainte de un fapt unic, când s-a rezolvat problema acestui ministru de apărări, iată, participarea lui Băsescu în calitate de actor politic este o chestie și mai exotică. Eu cred că nu găsim nicăieri chestia asta. Deci, bun, nu vreau. Noi avem atâtea lucruri de rezolvat. Noi toți anii ăștia am găsit posibilitatea să cooperăm, să colucrăm cu Bucureștiul. Noi, într-adevăr, suntem foarte recunoscători de comportamentul ăsta pragmatic a multor politicieni de la București, care au venit foarte, foarte cinstit, foarte deschis, foarte sincer și au încercat să ne ajute să conlucrăm, să găsim multe posibilități de a conlucra și coopera. Și ce să fac? Când vin mesageri de tipul ăsta care își asumă responsabilitatea să aducă un partid în Parlament și utilizează și el doar nu spune că hai să ne unim și o să aveți pensii, salarii, el doar înțelege că asta nu este adevărat. El doar înțelege că ca să ai pensii mari trebuie să muncești. El nu spune că voi trebuie să munciți aici, voi trebuie să vă uniți aici, voi nu trebuie să aveți probleme, voi trebuie să vă împăcați. El doar nu spune chestia asta. El spune o singură propoziție. Hai! Și nu știu dacă interesează Gonță, Deacu, pe domnul Băsescu. Pe dânsul interesează teritoriul, hectarele. Sau eu nu știu ce. Și ce sfat aveți pentru el? Eu auzeam la Vocea Besarabiei de ună zi, o doamnă vorbea foarte, foarte sensibil, foarte frumos, foarte... Că spune că niciun soldat român n-a murit pentru libertatea Basarabiei. Chestia adevărată. Eu am citit asta și în presa de la București. Adică sunt lucruri care se excită, se exagerează în competiția politică, să-i spunem așa. Chișinăul și Bucureștiul se simte foarte bine atunci când elementele astea de superpatriotism își caută de treabă undeva și noi rămânem să discutăm lucruri practice, lucruri pragmatice și asta merge cu mult mai ușor. Ia întrebați pe politicieni de la București ce crede ei despre această misiune sfântă a domnului Băsescu și o să-i auziți.
Eu am vorbit cu mulți din ei. Și ce spune? Și liberali, și social-democrați, și din alte grupuri. Ei spun lucruri foarte, foarte interesante. Discutați cu unii din ei. De exemplu, nu dați niciun nume. De exemplu, ce spun? Spun ce ți-am spus eu până acum. Ce sfat aveți pentru Băsescu? Să-și caute treabă acasă. O să discut cu el și punul o să discurce. A venit, a făcut, i-a mobilizat, stea acasă și domnul Șulară și doamna Guță o să discurce și fără ea. V-am rămas pe coaliție, iată, domnul Băsescu a spus că mixul ăsta este o soluție proastă. România doar a experimentat-o, dar pe baza uninominalului, total. Pe timpul lui Băsescu a fost... Da, și el a insistat, el a insistat și a fost o greșeală mare și a spus că a fost cel mai prost parlament. Păi bun, băie, să experimentăm, experimentăm și noi. Vedem ce să fie, până la urmă nu se sfârșește lumea, o să vedem cum o să fie și următorul mandat se corectează. Dar cum veți rămâne voi la guvernarea democrației după parlamentarele de anul viitor? Dar eu cred că este prima opțiune, sau prima șansă, să spunem așa. Oricum, Partidul Democrat va contribui la formarea viitoare guvernării. Eu nu vreau să spun că își va asuma responsabilitatea guvernării. Da, la putere va fi. Da, sigur că da. Și nu contează cu Dodon sau cu Maia Sandu? Partidul Democrat a fost conceput atunci în 96 ca un factor de echilibru în Republica Moldova. Uh-huh. Fiindcă noi avem dreapta, noi avem stânga, radicale, care ei între ei nu conlucrează. Așa? Nu, în afară de cooperarea scurtă a domnului Voronin cu domnul Roșca, nu aveți alt exemplu. Scurtă. Și această cooperare a fost scurtă, a fost 4 ani. Această cooperare a fost foarte foarte așa ascunsă de lume. A fost deschisă atunci când Roșca a fost numit vicepremier, bun, pe perioade de 2 sau 3 luni de zile. O guvernare durabilă, o guvernare care să asigure mișcarea Republicii Moldova într-o direcție anumită, între dreapta radicală și stânga radicală, nu există. Lucrul ăsta noi l-am înțeles în 96. Așa, corect. Și noi am construit Partidul Democrat anume pentru a fi o punte de legătură între aceste două tabere. Dacă trebuie, îi disparți. Dacă trebuie, îi inviți la masă. Fiindcă ei, între ei, nu sunt capabili să așează la masă. Numai prin intermediul Partidului Democrat. Asta este misiunea istorică, să spunem așa, a Partidului Democrat. Și asta a fost misiunea lui pe parcursul întregii aceste perioade. Și noi am avut, poate incomod să vorbesc lucrurile astea, dar noi am avut înțelepciunea să păstrăm Partidul Democrat, să-l consolidăm Partidul Democrat. Ia uitați-vă, noi ne-am format în 96. Că auzăm cineva că Deacu a fost numai în Partidul Democrat. Da, Partidul cel comunist și după aceea în Partidul Democrat. Și Partidul Democrat care eu am fost nu numai la baza creierii, dar și la baza formării viziunii ideologice a acestui partid. De centru stânga, de centru în mediul politic, Republicii Moldova. Și noi astăzi avem a treilea președinte. Partid care a găsit posibilitatea să-și prelungească activitatea schimbând președinte. Unde sunt celelalte președinte? Unde e Partidul Democrat Agrar? Unde e Partidul Snegur? Unde e Partidul Matei? Unde e Partidul Roșca? Unde e Partidul Urecheanu? Unde e Partidul Brajiș? Unde sunt? Numai noi am avut capacitatea asta să păstrăm partidul și să-l păstrăm fix acolo unde a fost el creat. Dar nu s-a dat să sunteți numit un vulf și moldovenești. Fără Partidul Democrat, eu nu știu, asta e reclamă sau... Da, e compliment. Un compliment, da. Fără Partidul Democrat este imposibil în anii care urmează să ai o guvernare. Noi de aceea e Partidul Democrat... Noi nu suntem vinovați de ce s-a întâmplat ultimul timp. Constituția nu interzice fluctuația aceasta a deputaților. Noi ne-am asumat răspunderea guvernării. Partidul Democrat a creat această posibilitate ca să existe un guvern care să lucreze. Venim la alegeri.
Iată, în toată gâlceava asta, în toate animozitățile astea, o să venim la alegeri. Oamenii o să decidă, o să voteze. Și după aceea, ce trebuie să facem noi? Noi trebuie să privim foarte lejer și, bun, ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, s-a duce spre, s-a terminat cu Europa, ne ducem spre Est. Eu cred că noi nu trebuie să ne permitem experimentele astea. Și din punctul ăsta de vedere, Partidul Democrat are misiunea istorică să asigure o dezvoltare stabilă, previzibilă, să existe o continuitate în Republica Moldova. Deci cu socialiștii e imposibil să faci coaliție, pentru că ei vor spre Est. În formula și în lozincile astea, sigur că nu... nu. Și cum o stați voi la masă cu Maia Sandu și Andrei Năstase? Dumneavoastră vă imaginați? Noi o să ne așezăm la masă, să discutăm cu toată lumea. Ei să jură pe tot ce au mai spun că nu coalizează cu dumneavoastră, domnule. Cât am auzit eu că se jură și până la urmă s-au așezat la masă. Da? Da. Da, ei par așa mai sigur pe ei, de asta vă zic. Atât Năstase cât și Sandu. Domnul Năstase, doamna Sandu. Din biografia noastră, puteți să faceți analiză. N-am avut nicio problemă de comunicare, eu personal. N-am avut nicio problemă de comunicare. Iată și cu prietenul Voronin, și cu Roșca, și cu Matei, și cu Snegur. Atunci când a trebuit, am lăsat la o parte animozitățile și percepția și a noastră personale și am spus, oameni buni, noi trebuie să ne asumăm răspunderea să guvernăm Republica Moldova. Asta este. Eu, la întâlnire cu legătorii, eu îi întreb, eu, oameni buni, eu nu vă înțeleg, de ce noi votăm în felul ăsta cum votăm? Fiindcă fiecare om când se duce și se votează și aruncă acest buletin, el își leagă speranța lui, a familiei, a lui personală, ideologică, pragmatică, cu soarta acestui partid pe care el îl votează. Și tu dacă votezi partidul ăsta și știi precis că el nu se așează la masă cu nimeni, el o să aibă 7 mandate, 10 mandate, 12 mandate. Și tu dacă nu ești capabil să-ți lași la o parte niște agâțuri, să te așezi, să găsești limbă comună și să-ți asumi guvernarea, atunci pentru ce se mai votează? Și să nu fii cu supărare, dar noi partidele astea am avut foarte multe, toți anii ăștia. Iată! Gheorghe, asta e concluzia. Și misiunea ingrată, eu vreau să vă spun. Ingrată, fiindcă când ești în centru, ești lovit și de ăștia, și de ăștia. Eu am spus cu altă ocazie. Când Partidul Democrat era slab, când nu era important, când era în afara Parlamentului, toți boșii ăștia de pe stânga radicală și dreapta radicală nu observau. Treceau arogant pe alături și nu te vedeau. Eu am trăit chestia asta. Da, odată și odată. Când ești puternic, asta. Când ești puternic, bun. Te găsesc, te bat podielul, cum se spune, mai inventează niște lucruri. Asta este viața politică moldovenească. Deci, mi-a să vă imaginați masa și, asta... Până la urmă, Partidul Democrat, eu repet încă o dată, este singurul partid care a avut această evoluție. Suntem la a treilea președinte a partidului. O să fie sănătos, o să lucrăm împreună în coloncoace, o să vedem ceva, o să apară și noi persoane în partid. Apropo, e adevărat că Andrian Candu este pregătit pentru a prelua președinția Partidului Democrat? Nu, a spus-o unul așa, de glumă. Hai să fim serioși. Este președinte partidului, este partidul. Ne pregătim la alegeri, partidul să manifeste, partidul să... Deci dacă sondajele sunt corecte, ceea ce arată acum, da. Dumneavoastră veți face tot posibilul, deci, ca următoarea putere să fie... Sondajul este în creștere, tendința este în creștere. Nu, eu mă refer că arată, da. Practic nimeni nu ia totul și o să fie așa, haideți să vorbim foarte simplu, o trăime, da? PD-ul, pasul cu platforma și socialiștii. Toți o să lupte pentru a avea proprie majoritate. În orice caz, la televizor toți așa o să spună și noi să luptăm pentru a avea propria majoritate, pentru a guverna singur, fiindcă asta este o guvernare, într-adevăr, să ai o opoziție puternică, dar și tu să ai posibilitatea să guvernezi de unul singur. Când se încep chestiile astea de a împărți, este complicat. Dacă lucrurile nu schimbă radical de ceea ce este acum, avem un an. Următoarea puterii cam ar trebui să fie democrație, platforma DASH, pasul Maia Sandu. Așa trebuie să arate următoarea putere.
democrației, opoziție de dreapta și opoziție de stânga. Da. Asta știți cum? Și asta tot e posibil. Datorită votului mixt. Voi nu, acolo luați 40 de mandate? Nu. Noi avem... Exact ca în Găgăuzia. Noi avem grupuri de alegători care împărtășesc anumite opțiuni. Și atunci, în fața acestor grupuri de alegători, trebuie să apară un lider, un partid care să îi mobilizeze. Treaba noastră este să mobilizăm, să nu pierdem alegătorii noștri și să adăugăm la dânsi încă. Și asta o să vadă după calitatea guvernării. Important este pentru noi. O să vă mire dacă a doua zi după alegerile parlamentare, din cei 51 deputați aleși pe circumscripții, 30 de independenți vor spune brusc că viziunile lor de centru stânga și coincid cu PD-ul. Nu o să mă mire, fiindcă noi o să avem grijă ca să avem cât mai mulți deputați independenți. Partidul Democrat are cea mai organizată echipă în teritoriu. Nu este niciun secret pentru nimeni. Da. În practică, în toate raioanele, oamenii noștri sunt la guvernare. Avem oameni de calitate. Dacă aici lupta e înverșunată, Doamne ferește, e gata unul pe altul, acolo oamenii își caută de treabă. Și dacă unii din ei vor apărea în calitate de candidați independenți sau candidați pe liste de partid sau pur și simplu candidați și oamenii de acolo din zonă îi știu, o să fie și acolo aglomerație de candidați, nu vă bateți capul, dar ei o să leagă pe unul din trânșe. Și dacă noi o să fim capabili să identificăm persoane cu experiență, persoane apte, persoane care se bucură de autoritatea, se bucură la oameni de autoritate și mai departe, și noi vom lămuri populanții că uite ce dorim să facem. Și atunci nu o să mă mire că noi să avem 51 de mandate. Dacă o să ne certem și o să îmblăm și o să ne răfuim și încorocoace, da, atunci poate o să fie mai modest. Eu sper să avem înțelepciunea asta. Deci PD-ul va guverna cel puțin până în 2022 celălalt parlamentari ordinari. Eu n-am nici îndoială că PD-ul va participa la guvernare. Problema este, va participa cu cineva sau va guverna de unul singur. De dumneavoastră înțelegeți că odată și PD-ul va pleca de la putere sau va fi plecat de la putere? Da. PD-ul are această experiență. Noi am fost la guvernare, am fost în opoziție extraparlamentară atunci când nu l-am votat pe Voronin și am spus ori Voronin se retrage din cursa prezidențială, ori noi preferăm să mergem la legea anticipate. Și asta a fost decizia mea ca președinte de partid, sprijinit de colegii de partid. Pe urmă, trebuie să recunosc, 4 ani de zile, acești colegi cam mi-au citit mie morală, că iacă dacă votam atunci pe Voronin, atunci noi mai stăteam un an la guvernare și noi venim altfel, dar așa domnul Lucinski cu domnul Roșca, cu celelalte structuri au luptat, Voronin a luptat, că ăștia au luptat și mai departe, și mai departe. Bun. Și asta este o experiență. Și noi știm cum nu trebuie și ce experimente nu trebuie să le folosim. Dar din 2009 până în 2017, de când sunteți voi la putere, nu e cam mult, nu e suficient. 8 ani. Așa e un ciclu de obicei. 8 ani și... Nu, bun, trebuie să recunoaștem că acești 8 ani n-a fost când o perioadă când PD-ul a fost la guvernare, să spun așa. PD-ul a participat la guvernare. Deci calculăm 2016. Dar guvernările din 2009 până în 2016 au fost atât de dinamice, atât de vesele, atâtea animozități au existat, fiindcă și nu putem să spunem că asta este numai responsabilitatea voastră. Deci calculăm 2016, acum este 8 ani. Acum este responsabilitatea PD-ului din 2016 până la alegerile parlamentare, da, este responsabilitatea PD-ului și eu de multe ori le spun colegilor, luați seama, nu mai avem pe cine acum da vină și mai departe, acum noi trebuie să muncim, noi trebuie să demonstrăm populației, noi trebuie să fim buni, noi trebuie să fim răi, noi trebuie să fim în așa fel ca oamenii să înțeleagă, băi, ăștia o să facă ce vorbesc. Dacă noi o să facem altceva, oamenii o să înțeleagă. Poate nu o să fie foarte gălăgioși, dar când se duc și lasă buletinul, să știți că ei iau decizii.
E o decizii, inclusiv după ședințele alea unde vine Vladimir Plahotniuc, Marian Lupu, Andrean Candu și ies cineva de la voi și spune că voi discutați despre plăcuțele din matriculare care sunt scoase de către polițiști de patrulare de la mașinile care sunt parcate în neregulamentar, voi vorbiți despre asta? Nu te transforma în... noi discutăm foarte multe lucruri. Așa. Dar în fiecare marți, La marți, mă refer. Nu putem de fiecare dată să spunem un și aceeași lucru. Noi discutăm de proiectele de legi, noi discutăm despre deciziile guvernului, noi discutăm despre deplasările deputaților și a miniștrilor în teritorii, noi discutăm despre multe alte lucruri. Uh-huh. Dar în fiecare marți lansăm câte o idee, uh-huh, anunțăm câte un lucru, fiindcă nu poți trebuie să vii cu 10 teme. Vii cu o problemă. Problema cu plăcuțele este o problemă destul de sensibilă pentru foarte multe categorii de populație. Pentru cei la care le scoți și pentru cei care ăștia parchează și încurcă oamenii să circule pe oraș. Uitați-vă câtă lume este afectată. Este mult. Da. Bun, pe acasă? Gata, ajungi, da. De acord. Da. Eu vă mulțumesc tare frumos, domnul Iacov. Vă doresc mult succes în campania electorală care vin. Aveți grijă ce faceți duminică. Adică, dacă votați pentru sau contra sau nu vă duceți. Da, da. Și ne mai vedem la emisie. Da, mersi frumos de invitație și succes și sănătate. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Important. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.